În 2013, APA Service a ținut să nu facă majorări de tarife la apă și canal, serviciile sale rămânând la același preț. 2014 aduce societății unele cheltuieli suplimentare care trebuie suportate din venituri proprii. Este vorba, printre altele, despre cheltuielile de mentenanță a stațiilor de epurare, care, dacă până anul trecut reveneau în seama constructorului, de anul acesta perioada de grație s-a încheiat și revin societății. Anul ăsta s-a dus perioada, nu avem încotro, a ieșit din garanție, cum se spune, trebuie să facem cheltuieli. Și avem cheltuieli mari. În afară de asta, ca și anul trecut, avem de achitat partea aferentă a anului 2014 de credit și dobândă la creditul pe care l-a avut operatorul pentru treaba asta. În mod firesc și normal, ca APA Service să existe în aceleași, cel puțin în aceleași condiții ca anul acesta, când vă spuneam că avem datorii și am făcut și oarece profit, ar trebui să facem o majorare de tarif și preț. Majorarea va însemna aproximativ 20% la metrul cub de apă și 25% la canal. Vorbiți de o majorare, este certă când va intra în vigoare? Este complicat să vă spun dacă va intra în vigoare. Întâi de toate trebuie să obțin aprobarea celor care sunt deasupra la APA Service, Aluaga, ADI și așa mai departe, ANRSC-ul care avizează majorarea de tarif. Deci este o serie, un timp destul de lung, așa să spun, câteva luni, în care eu trebuie să primesc aceste aprobări. APA Service mai trebuie ca, înainte de a obține aprobările legate de majorare, să facă o justificare temeinică a cheltuielilor pe categorii de cheltuială. Consilierii locali vor fi cei care în final vor aproba sau nu majorarea, așa cum aceasta se conturează.